Bun găsit! Câți dintre dumneavoastră nu ați simțit o moleșeală după masa de prânz? Asta pentru că organismul nostru este construit astfel încât să doarmă o jumătate de oră în timpul zilei. Ce facem totuși dacă suntem la serviciu sau dacă nu avem acest răgaz de odihnă, ne spune imediat Marga Bălan. Mulți dintre cei care lucrează știu că după pauza de prânz ne apucă așa o moleșeală și am vrea să ieșim din această stare. Cum să facem? Păi sunt studii recente care demonstrează că, indiferent dacă ai 8 ore de somn sau o dimineață productivă, este un sistem natural, da? Un proces natural al corpului, pentru că oamenii sunt ființe bifazice programate să doarmă de două ori pe zi și atunci, în jurul orei 1, apare acea dorință de a dormi. Exact. Da? Și atunci este important să-i dau corpului, pentru că automat nu pot să dorm, da? Și dacă îl deprivez de acest somn pe termen lung, apar efecte negative asupra corpului. Da? Nu mai suntem creativi, ne scade memoria, nu ne mai concentrăm. Deci avem o somatizare pe corp, o somatizare fizică, ceea ce duce la manifestarea bolilor. Da? Și atunci îmi iau acea pauză de prânz, de o jumătate de oră, care este esențială. De curând am implementat un proiect, chiar așa se numește, pauza de relaxare, de la prânz, în care aplic lucruri pe care le-am experimentat și care funcționează, cum se desfășoară. Încep cu exerciții ușoare de întindere, de tensionare și relaxare musculară, combinate cu exerciții de izometrie, care mă ajută să activez circulația sanguină, da? Și atunci am o oxigenare mai bună. În timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, eu folosesc aromoterapia. Da? Punem o muzică de relaxare, o muzică de calitate. Putem asculta un instrument muzical cu o acustică bună. Este esențial. Avem ritualul ceaiului, da? Bem un ceai. Deci este incredibil câte poți să faci în 30 de minute dacă timpul acela ți-l organizezi. De cele mai multe ori uităm să râdem efectiv, da? Da, suntem copleșiți de toate grijile. Da, și este așa o energie colectivă de tristețe, exact. Știi? Se întâmplă. Și atunci am observat pe fața oamenilor pur și simplu cum se detensionează, se relaxează total. Dar care ar fi intervalul orar? Adică între 1, de la 1. De la ora 1. Da. În jur de 1-2 jumate, cam acolo este momentul acela de moleșeală. Bun, și dacă suntem totuși la birou, ce am putea să facem? Ok, păi bem un ceai, ascultăm o muzică bună. Păi asta putem face. Putem face exerciții ușoare, da? În care să-mi activez musculatura și să mă detensionez muscular. Ascultăm muzică și facem o meditație. Nu în ultimul rând, meditația este esențială. O meditație simplă, mergem pe vizualizarea respirației, pentru că eu mă adresez oamenilor care acum încep să-și cunoască corpul, puterea interioară. Deci lucrurile sunt foarte simple, nu trebuie să facă niciun efort, ci pur și simplu să-și acorde timp. Contează totuși și alimentația sau această moleșeală apare oricum? Pentru că dacă am mâncat un pic mai gras la prânz, e clar că apare. Influențează alimentația în orice situație. Deci nu apare oricum această moleșeală. Indiferent de Ea apare. Dar dacă îi dai și o alimentație neadecvată, cu siguranță va fi mai rău decât atât. Deci să ne refacerea. Acordăm. Exact, da. Deci să ne acordăm mai mult timp. Exact. Chiar în jurul prânzului și chiar dacă suntem la birou, chiar dacă suntem acasă. Mulțumim mult pentru aceste informații. Mulțumesc, cu plăcere. Noi ne revedem și mâine cu alte sfaturi utile.